să mai spun. Anul 2019 nu am închis bugetul pe 60% cote defalcate, așa cum este codul fiscal și cum este legea. Iar pe anul 2020 am pornit foarte prost. Actualul guvern a transmis în teritoriu, cel puțin la Mioveni, că vom avea cote defalcate 60%. În luna ianuarie, în loc să primim 2,8 milioane de euro, am primit 20 de miliarde. Suntem într-o postură foarte proastă din punct de vedere al bugetului. În această săptămână sunt și la guvern, sunt și la premier. Sper să rezolv problema cel puțin pe anul 2020. Am mai spus-o și o mai spun, aproape 1 milion de euro înseamnă funcționarea tuturor instituțiilor publice din Ioveni. Cred că factorii competenței ai partidelor politice din județul Argeș, și indiferent de culoarea politică, vor da atenție acestei probleme de la Mioveni. Cred că nimeni nu își dorește ca să blocheze activitatea la Mioveni și cred că nimeni nu dorește să avem probleme. Noi avem plăți neefectuate la peste 90 de zile din anul 2019. Eu trag un semnal de alarmă vis-a-vis de situația financiară de la Mioveni. Din punct de vedere al bugetului, este constituit pe 29 de milioane de euro, însemnând cote defalcate și sumele proprii de finanțare, ceea ce nu cred în eu. Am fost obligat să-l constitui pe 29 de milioane de euro, pentru că așa este hârtia venită de la finanțe publice și dacă nu aprobam bugetul pe 29 de milioane de euro, nu primia bugetul la finanțe publice. Eu nu cred în 29. Să dea Dumnezeu să mă înșel eu și să aibă dreptate cei care au transmis hârtia. Ca lucrări în continuare, am spus grădinița cu program normal, 75 de locuri, începând cu 15 septembrie, vor fi disponibile în zona AP-ului. Sala de sport în septembrie va fi gata. Deja se lucrează la magistrala de gaze din cartierul Crucereasa și vă invit pentru a elimina orice suspiciune și mai sunt și persoane și partide răutăcioase în această perioadă care dezinformează opinia publică. Și bineînțeles, ca prioritate avem cartierele noi și extinderile de străzi de cartiere în orașul Mioveni, în care i-am asigurat pe oameni pentru utilități, însemnând energie electrică, apă, curent, canal, pluvial, gaze naturale, cu excepția drumurilor private, care avem pe 3-4 situații, în care la ora actuală nu găsim soluția de rezolvare. În rest, îi asigur pe toți conducătorii instituțiilor publice din Mioveni că fac efortul ca cel puțin la nivelul anului 2019 să funcționeze și să aibă disponibilitatea financiară. În rest, voi fi foarte rezervat asupra lucrărilor noi, având în vedere că nu sunt resursele financiare și nu vreau ca să creez un blocaj financiar sau să pun anumite firme care câștigă licitațiile într-o postură să nu pot să achit contractul la termenele stabilite. Doi, inclusiv societatea noastră, edilitarele, care asigură serviciile către populație, la 31 decembrie aveam 1,8 milioane de euro de plătit. Sperăm să reușim, începutul de an este foarte prost. Ne așteptăm la mai bine. We'll be right back.